Ucraina își dorește aderarea la Uniunea Europeană cât mai repede posibil, într-o procedură accelerată, dacă e posibil, și că e gata să înceapă negocierile de aderare. Evident, pe mine ca român mă interesează ca Republica Moldova să fie la pachet cu Ucraina, adică să nu fim în situația în care să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina și nu cu Republica Moldova. Chiar astăzi de aici plec la Chișinău, voi fi acolo în acest weekend și săptămâna viitoare, luni și marți, cu adunarea parlamentară Euronest, a parteneriatului între Uniunea Europeană și țările din parteneriatul estic, care sunt organizate la Chișinău anul acesta, și cu obiectivul de a discuta ce-i de făcut pentru ca și Republica Moldova să fie pregătită să poată să înceapă negocierile de aderare.